50 de oameni au rămas pe drumuri azi noapte după ce locuințele sociale în care stăteau fără acte au luat foc. Incendiul a izbunit brusc și în doar câteva minute a cuprins întreaga clădire. Peste 40 de pompieri din trei județe s-au luptat cu flăcările mai bine de 6 ore. 5 autospeciale din Constanța, Ialomița și Călăraș au intervenit la fața locului. În sprijinul pompierilor militari au sosit și două autospeciale de stins incendii de la Serviciul Civil din cadrul Centralei Nucleare de la Cernavodă. Din fericire, toți membrii celor 15 familii afectate au reușit să se salveze în timp util. Însă, cele 15 Apartamentele au fost distruse în totalitate. Rămași pe drumul unii dintre oameni s-au refugiat la prieteni sau rude, iar restul au fost cazați într-o sală de sport. Soluția este însă temporară. Conform procedurii, oamenii vor fi cazați în sala de sport timp de 3 zile, urmând ca mai apoi primăria Cernavodă să le asigure victimelor cazare și masă. Ansamblul de locuințe din fosta organizare de șantier a centralei nucleare Cernavodă avea 1200 de metri pătrați și era construită din materiale ușoare.